Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Canal 5, sunt Parascovia Blanar și vă prezint știrile Canal 5. Republica Moldova și Ucraina vor fi evaluate separat în procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă ambele țări au primit în același timp statut de candidat. Despre asta a declarat ambasadorul Uniunii Europene în țara noastră, Ianis Majeix. El a menționat că după începerea negocierilor, țara noastră și statul vecin vor prezenta procese individuale și fiecare în parte va trece printr-o examinare minuțioasă, îndeplinirea angajamentelor fiind analizate pe merit. Oficialul a mai declarat că pe lângă condițiile recomandate de Bruxelles, țara noastră are și câteva restanțe, în special în domeniul justiției, și anume lipsa unui procuror general și componența Curții Supreme de Justiție, care nu este completă. Amintim că Republica Moldova a primit statut de țară candidat la Uniunea Europeană în iunie 2022. Din 1 mai, însoțitorii pasagerilor care vor călători cu avionul nu vor putea merge împreună cu aceștia în aerogară. Ei vor trebui să rămână afară, la porțile aeroportului. În interior vor avea acces doar persoanele care au bilete de îmbarcare. Ceilalți vor fi nevoiți să aștepte în afara aerogării. Anunțul cu privire la această restricție a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca. Îndemn pe această cale pe cetățenii Republicii Moldova să monitorizeze permanent informația publicată pe site-ul oficial al Poliției de Frontieră, dar și pe resursele media folosite de către acestea, pentru a fi informați la timp despre punctele de trecere cele mai solicitate, perioadele de trecere, de intervalul de timp de trecere cel mai solicitat, în așa fel ca să aibă opțiunea de a selecta alte puncte de trecere de alternativă și respectiv a selecta alt interval de ore de traversare a frontierei de stat pentru evitarea creierii rândurilor la frontieră. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, interdicția va fi valabilă în perioada 1-16 mai. În mod special, se anticipează o creștere a traficului în zilele de joi și vineri în această săptămână, precum și în intervalul de marți până sâmbătă, în săptămâna dinaintea Paștelui Blajinilor. Cele mai aglomerate intervale orare sunt între 14 și 20 pentru intrare și între 8 și 14 pentru ieșire din țară. Purtarea panglicii Sfântului Gheorghe este interzisă în Republica Moldova, iar persoanele care o vor afișa în cadrul evenimentelor organizate cu prilejul zilei de 9 mai vor fi sancționate contravențional. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în contextul evenimentelor dedicate zilei de 9 mai. Este interzis comercializarea, păstrarea, producerea și portul panglicilor bicolore care reprezintă simbolul unei agresiuni. Rugăm ca să evităm mesajele cu tentă politică și provocatoare, evitarea orice situații de conflict, mesaje care instigă la agresiune sau violență. În timpul evenimentelor, rugăm foarte mult ca cetățenii să nu poarte asupra sa armele deținute, mijloacele interzise, obiecte suspecte care pot cauza anumite riscuri celorlalte persoane din jur. Pentru încălcarea prevederilor legale ce vizează comercializarea, purtarea, păstrarea și producerea panglicii bicolore, persoanele fizice riscă amendă de la 4.500 până la 9.000 de lei, persoanele cu funcții de răspundere de la 9.000 până la 18.000 de lei și cele juridice de la 18.000 până la 30.000 de lei. Poliția nu a mai așteptat ca în cazul Anei Maria Guja să treacă câteva zile de la dispariție și a anunțat căutări masive ale unei copile de 17 ani imediat ce mama a anunțat forțele de ordine că nu are niciun semn de la fiica ei. S-a întâmplat aseară în raionul Cimișlia. Femeia a comunicat poliției că fata a plecat de acasă în jurul orei 15 în pădure să culeagă ciuperci împreună cu fratele de 11 ani. Băiatul revenise, dar sora mai mare era de negăsit. 60 de polițiști au pornit în căutarea fetei pe care au găsit-o în pădure, aproape de
aproape de ora 2 noaptea la un kilometru de casă. Ea a mai spus că s-a rătăcit și nu mai putea găsi drumul de întoarcere. Oamenii legii atenționează repetat părinții despre supravegherea strictă a copiilor și însoțirea acestora în locurile periculoase. Amintim că în cazul Anei Maria Guja, căutările masive s-au desfășurat în 20 aprilie, la 8 zile de la dispariția tinerei. Procuratura Generală anunță că Gheorghe Cotorobai, principalul suspect în cazul uciderii Anei Maria Guja, a fost învinuit oficial de omor în circumstanțe agravante, ținând cont că tânăra era și însărcinată. Serviciul de presă al instituției a declarat azi pentru Canal 5 că joi, după conexarea cauzelor penale, inculpatului i-a fost înaintată o nouă acuzare, conform bănuielii rezonabile de răpire și omorul gravidei. Potrivit purtătorului de cuvânt al Procuraturii, Violinei Moraru, bărbatul a refuzat să se expună asupra învinuirii și să facă declarații pe caz. Ea ne-a mai confirmat că au fost făcute un șir de expertize, inclusiv cea psihiatrică, dar deocamdată nu au fost primite rezultatele. Pe de altă parte, amintim că luni avocatul lui Gheorghe Cotorobai a declarat că acesta a făcut declarații pentru oamenii legii, dar a refuzat să spună ce afirmații a făcut fostul polițist, făcând trimiterea la secretul anchetei. Ion Stegărescu a mai spus atunci că al său client neagă acuzarea inițială de răpire și cerea testarea la poligraf. În același timp, apărătorul afirmă că în jur de un an și jumătate în urmă, doctorii i-au prescris lui Cotorobai medicamente pentru COVID, care îl puteau face să comită fără să-și dea seama o astfel de infracțiune, fără să menționeze dacă se referă la răpirea sau omorul tinerei. Amintim că Ana Maria Guja a fost găsită moartă în 20 aprilie, după ce în 12 aprilie a urcat într-o mașină de ocazie la Orhei. Și de atunci, a dispărut fără urmă. Tânăra era însărcinată în luna 6-a. Corpul neînsuflețit a fost găsit la 21 de kilometri de satul Chițcanii Vechi, raionul Telenești, unde locuiește Gheorghe Cotorobai, fost polițist și angajat al sistemului penitenciar. O traumă craniocerebrală este cauza care a dus la decesul Anei Maria. Anterior, surse din cadrul Centrului de Medicină Legală au declarat pentru Ziarul de Gardă că tânăra însărcinată ar fi fost supusă torturii, inclusiv abuzului sexual. Versiunile nu au fost confirmate deocamdată oficial. Dacă va fi găsit vinovat, făptașul riscă închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenție pe viață. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu noi informații vă aștept la ora 17. Urmăriți-ne în continuare pe pagina noastră de Facebook, Instagram, TikTok, Telegram sau ne puteți urmări online pe site-ul canal5.md, rubrica live. De asemenea, Canal 5 a lansat o petiție online care poate fi semnată de oricine se opune cenzurii și încălcării dreptului la libera exprimare. Documentul poate fi găsit pe site-ul canal5.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. La revedere!